Sunt Eugen Iancu, sunt tatălui Mihai Alexandru, mort în urma incendiului din colectiv, și sunt președintele Asociației Colectiv GTG 3010, 3010, cum vreți să o luați. Suntem o asociație cu 7 membri fondatori. Vrem să facem anumite lucruri în ajutorarea victimelor din colectiv. Lumea încă nu știe că sunt răniți foarte grav. Sunt mulți oameni care își imaginează că acolo, nu știu, s-au ars puțin pe mâini unii. Habar nu au că rănile astea sunt foarte profunde și au ucis. Nu ne interesează politica. Nu am dorit căderi sau ridicări de guverne. Nu ne interesează cine este președintele României. Pe noi ne interesează din punct administrativ. Acolo s-a greșit enorm de către statul român, prin angajații lui. Și eu personal, ca părinte a unui copil care știu că nu mai poate fi adus înapoi de către nimeni, îmi doresc să fac tot ce se poate ca acest lucru să nu se mai întâmple. Mă numesc Narcis Hogea. Băiatul meu, Alexandru, a fost al 60-lea dintre îngerași și mi-aș dori ca fiecare cetățean al acestei țări să poată asculta muzică fără să se gândească cu teamă el sau familia lui că poate oricând fi un dezastru, incendiu, explozii, etc. Mi-aș dori ca niciodată un manager din sistemul de stat din România să nu îndrăznească să mai spună când în joc este viața unui copil, s-a greșit și care-i problema. Lucrurile astea mi le-aș dori. Vă mulțumesc!